După ce Occidentul a impus sancțiuni drastice Rusiei, viața rușilor s-a schimbat semnificativ. Schimbările au afectat aproape toate sferele vieții, inclusiv piața serviciilor sexuale. Orice s-ar întâmpla cu țara, vor exista atât prostituate cât și clienți care să le solicite serviciile, scrie publicația rusă Pravda. După știrile despre blocarea rețelelor sociale străine, a trebuit să fac Instagram substitution și să-mi transfer toate anunțurile pe serverele rusești, a explicat o escortă publicației. Prețurile prostituatelor au crescut foarte mult, ajungând la aproximativ 384 de dolari. Potrivit presei ruse, care citează cunoscători din industria plăcerii, acest lucru se datorează faptului că, alături de mărcile occidentale, străinii iubitori de astfel de agrement au părăsit Rusia. Și multe dintre escortele de lux au plecat din Rusia după ce a izbucnit războiul, în vreme ce cererea pentru astfel de servicii a rămas constantă. Deoarece cererea nu a dispărut, a trebuit să creștem prețul, spun fetele. O altă schimbare semnificativă pe această piață este asociată cu volatilitatea rublei. Cursul de schimb al monedei rusești se schimbă atât de des încât multe prostituate au decis să treacă la Bitcoin.